Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. De la ora 20 pe HBO rulează filmul Love Punch cu Pierce Brosnan și Emma Thompson. Când Richard descoperă că fondul lui de investiții a fost fraudat, el vrea să-l găsească pe cel responsabil cu ajutorul fostei sale soții. Astfel, cei doi pun la cale un plan ca să fure un diamant în valoare de 10 milioane de dolari. Nu! După miezul nopții pe TVR1 puteți urmări filmul The Last Winter. O echipă de tehnicieni caută petrol în Alaska, dar membrii acesteia trebuie să suporte chinuri de neimaginat. După ce unul dintre ei este găsit mort, colegii rămași în viață se simt dezorientați și intră în panică. Prizonieri ai unor temeri obscure, tehnicienii conduși de Ed întâmpină un alt incident inexplicabil. Un avion este doborât de un vânt năprasnic, iar explozia le distruge adăpostul, forțându-i să iasă afară în iadul înghețat. De la ora 23 pe Antena 1 puteți urmări filmul Lucky Number 11. Acțiunea are loc în New York și spune povestea unei confuzii care îl aduce pe Slevin în mijlocul unui război dintre doi capi mafioți rivali de moarte, The Rabbi și The Boss. Slevin este supravegheat permanent de detectivul insistent Bukowski și de asasinul temut Gurkhead și se vede în situația de a-și construi singur un plan pentru a scăpa de aceștia înainte să pună mâna pe el. I was just thinking that if you're still alive when I get back from work tonight, maybe we could go to dinner or something? AXN prezintă de la ora 21 filmul Armored. Un grup de angajați ai unei firme de securitate își riscă viețile atunci când încep să pună la cale un jaf a cărui victimă să le fie propriul angajator. Înarmați cu un plan aparent fără cutur, bărbații au de gând să fure o avere întreagă fără a provoca vreo victimă, dar când un martor se trezește fără voie amestecat în stratagema lor, iadul se dezlănțuie. Ty, where are you going? Ty, stop! Open this door! Officer! You okay? You hurt? What are you doing? They can't see us. They won't know what we're doing. Get the kid out of the truck. De la ora 20:30 pe ProTV rulează Taken 2. Liam Neeson revine în rolul lui Brian Mills, fostul agent CIA, care devine ținta unui personaj misterios și trebuie să-și folosească talentele speciale pentru a-și proteja familia de o armată de mercenari care vrea să-i ucidă. Welcome to Istanbul. Mom, look at this. Oh, it's beautiful. Dad's the best, huh? Yes, he is. He's here. I want all three of them alive. Listen to me carefully, Kim. Your mother is going to be taken. People are gonna come for you too. What are you going to do? What I do best. Where is she? Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă.
un autocar în care se aflau 47 de copii și 4 adulți înmatriculat în județul Bacău a fost implicat într-o coliziune cu un autoturism în apropiere de centura Iașului. În urma impactului, autocarul a ajuns într-un șanț. Din cauza numărului mare de persoane implicate, autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție, fiind trimise la fața locului mai multe autospeciale. Din fericire, după câteva minute, timp în care au fost evaluate persoanele implicate în coliziune, autoritățile au dezactivat planul roșu. Două microbuze au fost trimise să-i preia pe copii. Un bărbat în vârstă de 52 de ani a murit astăzi într-un accident rutier care s-a petrecut pe DN2F în localitatea Rădeni din comuna Dragomirești. În coliziune au fost implicate o autoplatformă și un autoturism. La sosirea cadrelor medicale, bărbatul se afla în stop cardiorespirator. În ciuda manevrelor de resuscitare, acesta a decedat. La spitalul din Vaslui a ajuns alte trei persoane cu vârste cuprinse între 34 și 43 de ani. Acestea au fost diagnosticate primar cu traumatisme ale membrelor inferioare, respectiv durere în piept. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. În cursul zilei de astăzi a avut loc un accident grav pe raza localității Podeni. Un bărbat în vârstă de 70 de ani a intrat pe contrasens și s-a izbit într-un camion. Astfel a fost propulsat în afara părții carosabile. Conducătorul autovehiculului a fost găsit în stare gravă, inconștient și încarcerat. Echipajele de salvare ajunse la fața locului i-au oferit primul ajutor. Ulterior a fost transportat la UPU suferind un șoc hemoragic și traumatic, traumatism de bazin, fracturi de membru superior stâng și membru inferior drept. Șoferul autoutilitarei a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a arătat că nu se afla sub influența alcoolului. La noapte cerul va fi variabil spre mai mult senin, dar va avea norări în nord-vestul țării, unde pe arii răstrânse va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă, cu rafale de până la 55-65 de km pe oră. Izolat vor fi condiții de ceață. Temperaturile minime mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a teritoriului vor fi cuprinse între -20 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 12-13 grade în dealurile Banatului. În capitală cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 4-7 grade. Mâine vremea va continua să se încălzească, devenind deosebit de caldă, cu valorile de temperatură ce se vor situa cu 6 până la 10 grade peste mediile caracteristice sfârșitului de octombrie. Cerul va fi variabil cu norări temporare în nordul teritoriului, unde pe spații mici, cu precădere în zona Maramureșului, va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, unde vor fi rafale de 65-75 de km pe oră și temporar în regiunile vestice, cu viteze de până la 45 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade. Izolat, dimineața vor fi condiții de ceață. În capitală, vremea va deveni deosebit de caldă, temperatura aerului urcând la amiază până la valori cu 8-9 grade mai ridicate decât ar fi normal la această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 23-24 de grade. La munte, vremea va continua să se încălzească, devenind caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu norări temporare în nordul Carpaților Orientali, unde doar izolat și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona înaltă, unde vor fi rafale de 65-75 de km pe oră. Thank you.
ce în ce mai multe căsuțe au devenit Dolce. Pentru că de acum ai pachetul de bază Dolce Variety cu numai 2,32 euro pe lună în primul an. Și noul pachet Kids cu 4 noi canale pentru copii gratis în prima lună. Detalii la 930 sau în magazinele Rom Telecom și ale partenerilor. Dolce, televiziune digitală totală. Vreau ca tati să nu mai spună tati trebuie să închidă acum. Vreau să mă sune toți, să audă cel mai fericit om din lume. Vreau să-mi sun toate clientele de ziua lor, sau mai bine, pe soții lor cu o zi înainte. Vreau să fiu bunica lor tot timpul, nu doar în vacanțe. Vreau să fiu alături de oamenii mei, oriunde mă duce afacerea mea. Acum vorbești liber, din Rom Telecom către Cosmote. Suntem cea mai mare comunitate pentru tine. Peste 13 milioane de utilizatori. Pasiunea, nebunia, drama, spectacolul sunt toate numai aici pentru tine. Ce mai aștepți? Din iulie, Liga 1 vine la Dolce Sport. Alege Dolce Sport HD și trăiește marile bătălii din Liga 1 în High Definition. Ai super calitatea sunetului și imaginii și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Ia-ți acum televiziunea Dolce și încearcă gratuit calitatea HD. Rom Telecom. Împreună acasă. De 5 ori mai multă luptă. De 5 ori mai multă glorie. De 5 ori mai multe lacrimi. De 5 ori mai mult spectacol. De 5 ori mai multă bucurie. Ia-ți Dolce HD și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Acum ai Dolce Sport HD, canalul de sport unde trăiești toate marile competiții la calitate High Definition. Treci pe HD cu 2,5 euro pe lună. Rom Telecom. Împreună acasă. Trăiește în direct cel mai mare spectacol fotbalistic din lume. Acum, pe Dolce și DolceTV.ro, vezi live toate meciurile UEFA Champions League. Întregul spectacol. 146 de meciuri transmise în direct. Numai pe Dolce și DolceTV.ro. Cu televiziunea Dolce de la Rom Telecom ai mii de filme în fiecare lună și seriale cât vezi cu ochii. Iar ca să fii mereu pe fază, nu pierde transmisiunile sportive. Și dacă visezi să fii explorator sau om de știință, Dolce îți aduce mii de documentare lunar. Comanda acum televiziunea Dolce la 0219858 și primești gratuit un pachet suplimentar la alegere. Dolce Rom Telecom, cea mai bună alegere. Ah, uite că vine. E de să mănânci. Mănâncă mult. S-au găsit și în sfârșit. Psst. Părmeilor, înțeleg că aveți 6 luni gratis de la Dolce. Dar mai băgați-vă și pe mine în seamă. Gata. Dolce, te uiți gratis. Haideți să facem o vizită în lumea fascinantă a imaginilor de înaltă definiție. Știați că imaginea redată de televizorul dumneavoastră poate să fie mai mare și mai clară fără să depuneți nici un efort? Formatul High Definition HD redă cu fidelitate imaginile și sunetele, oferind detalii uimitoare pe care filmările în format standard nu le pot transmite. Vreți să vedeți imagini de 5 ori mai clare? Mult mai aproape de realitate? În formatul HD, sunetul are o calitate superioară, imaginile surprind toate detaliile, iar rezultatul vă oferă o experiență de până la 5 ori mai intensă. În plus, puteți aduce cinematograful în casa dumneavoastră. Pentru că în timp ce imaginile standard sunt difuzate în format 4x3, imaginile HD sunt redate în format 16x9, exact ca într-o sală de cinema. Astfel vă veți bucura la maxim de televizorul dumneavoastră performant de tip HD sau Full HD. Ia-ți acum televiziunea Dolce de la Rom Telecom și trăiește experiența High Definition. Mama ți-a îmbogățit viața cu povești. Acum e rândul tău să-i aduci acasă eroii preferați. Oferă-i mamei tale 3000 de filme pe lună cu televiziunea Dolce la un preț special, dacă e deja client Rom Telecom. Începe povestea lor, dar tu ești ocupată? Pune pauză și o urmărești mai târziu. Ți-a scăpat primul lor sărut? Derulează!
Te-a emoționat nunta? O poți înregistra! Vrei să vezi altceva? Ai o colecție de filme și seriale din care poți alege și ai totul la o calitate excepțională a sunetului și a imaginii de 5 ori mai bună decât cea standard. Numai cu televiziunea Dolce Interactiv de la Rom Telecom. Rom Telecom. Împreună acasă!